Observăm atât pe radiografie cât și în poză că este o situație dezastruoasă cu care s-a prezentat pacientul, însă chiar și în aceste cazuri există soluții. Pe radiografie observăm că la maxilar au rămas practic doar 4 rădăcini de care nu ne putem lega și nu putem să facem pe ele nicio lucrare, iar la mandibulă vedem niște dinți care au fost afectați de boală parodontală și nu mai puteau fi tratați. Ce am decis să facem este să inserăm 6 implanturi la maxilar și 4 implanturi dentare la mandibulă în acești ședință sub sedare conștientă, astfel încât să facem trecerea de la această situație dezastruoasă la o situație în care pacientul poate zâmbi fără probleme. După cum vă spuneam că am început de la o situație dezastruoasă și am ajuns la un astfel de rezultat, o putem observa și pe radiografie finală, atunci când s-au fixat și lucrările finale, cum s-au vindecat implanturile dentare, 6 implanturi la maxilar și 4 implanturi la mandibulă, și cum sunt fixate și lucrările definitive. Iar aici, în această poză, vedem acest zâmbet schimbat radical față de situația cu care s-a prezentat pacientul la prima ședință, la acea consultație, și vă spun că și pacientul a recapătat o încredere în sine și este mult mai confortabil cu zâmbetul său de acum încolo și simte că a început o nouă etapă a vieții sale.